Dacă se pot afișa cauzele pentru care ne rugăm, aș vrea să vă amintesc, începând de dimineață, săptămâna aceasta ne vom ruga pentru familia Nițu, Roxana și Tudor, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să le dea ceea ce își doresc după voia Domnului și Dumnezeu să fie cu ei în călătoria lor în această viață. Apoi continuăm cu celelalte familii. Ultima pe listă, vedem acolo, este mama surorii Ana Știrbu, fostă Furdui. Am înțeles că este bolnavă, Ana caută bilete să meargă în țară. Haideți să o aducem înaintea Domnului și Dumnezeu să-i dea sănătate. După câte am înțeles, se pare că are cancer și ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea. Dumnezeu să o binecuvinteze, tot în același timp să o întărească pe Ana și să-i dea putere și să poată să ajungă la mama ei și să o îmbărbăteze. Aș vrea să citesc doar 3 versete din Psalmul 115. De multă vreme noi venim cu aceste cauze înaintea Domnului și am dorit cu această atitudine a psalmistului să mergem în această rugăciune. Și uitați ce spune primele 3 versete. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă. Pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta, ascultă cerile noastre, completez eu. Pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea slăvit să fie El. Haideți motivați de aceste cuvinte, să venim înaintea Domnului, să stăm pentru aceste cauze. Dumnezeu să ia aminte și din cerul Său prea înalt, pentru numele Său, pentru slava Lui, pentru îndurarea și bunătatea Lui, nu pentru că merităm noi, dar pentru că El este un Dumnezeu care Biblia ne-L prezintă, care îi place să se îndure, slăvit să fie El. Pentru bunătatea Lui și îndurarea Lui, venim înaintea Lui rugându-L pe Domnul să ia aminte la rugile noastre, așa cum stăm, împreună ne rugăm. Pentru sora Aurelia. Dacă mai sunt și alte cauze, mă iertați. Fratele Mârza? Ne rugăm pentru fratele Mârza. Ne rugăm ca Domnul să mângâie pe fratele Viorel Macovei, care s-a întors din România și de la mormântarea tatălui său. Dumnezeu să-l mângâie și să-l binecuvinteze în aceste momente. Dacă mai sunt și alte cauze. Printr-o ridicare de mână, haideți împreună să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre. Amin.
Amin, vă rog să deschidem împreună cuvântul Domnului la pagina 620. Vom citi un singur verset din Psalmul 111, versetul 10. Psalmul 111, versetul 10. Cuvântul Domnului spune clar și lămurit începutul sau începuturile înțelepciunii. Dacă am găsit cu toții, dăm citire versetului 10 din Psalmul 111. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Amin. Vă rog să ne întoarcem în stânga și în dreapta, ne urăm bun venit și apoi ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, și de această dată, ca de fiecare dată, vă dorim bun venit cei care ați ajuns mai târziu. Am dorit ca Duhul Domnului să cerceteze și să ne cerceteze și în această seară și tot ce facem aici să fie spre lauda și slava Domnului și spre zidirea noastră a fiecăruia. Dacă am venit în casa Domnului și vom petrece 2 ore, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ieșim mai edificați, mai aproape de El, cu o înțelegere mai mare despre Domnul și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet care a intrat în locul acesta. Vă invit să ne pregătim inimile, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, în timp ce vom dărui din bunurile noastre și Dumnezeu să binecuvinteze Dătătorul voios. Cântăm și facem colect. Cântarea când noi eram departe.
Am dorit să spunem bun venit din nou acasă surorii Lidia Cirț. Ea a fost în România și înconjurată de o inimă de lumină a fost cerută în căsătorie. Felicitări, Lidia, și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă pe lângă această veste bună, care deja o știm, veștile circulă repede, dacă ai saluturi din România. Așteptăm și aduce logodnic cu restul, da? Domnul să vă binecuvinteze. Continuăm închinarea și sora Rodica Rodilă va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care fratele Avram Diacă, rog să se pregătească, să laude pe Domnul cu o cântare, urmat de sora Dana Jung, care va slăvi și ea pe Domnul cu o cântare, apoi corul bisericii va lăuda pe Domnul, iar după punctele anunțate ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Iacob Lazar și ne rugăm ca Dumnezeu să-L inspire, să-I dea ungere proaspătă și nouă inimi bune. Amin. Amin. Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între și popas. Ne simțim zi, dar noi, și lumea va fi.
Aș dori să-L laud pe Domnul cu o cântare. Încă n-a trecut doar câteva zile, 11-12 zile din anul acesta și suntem la începutul anului, să laud pe Domnul cu o cântare încă de începutul anului. Atâtea zile de viață e pierdut și n-am lucrat în viață, dar e că n-am lucrat tot.
Cei care pierd și fă ca să fie o să vadă ea ce sunt o că ce
tine, o Doamne ceresc, pe tine în mine ai pus cuvântul tău, Doamne, e pe
Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudăm pe Dumnezeu Tatăl nostru pentru Domnul Iisus Hristos, pentru puterea Duhului Sfânt. Datorită lui Dumnezeu putem să cântăm cântările acestea minunate despre numele Domnului. În numele Domnului ne-am adunat în această seară și Dumnezeu privește cu drag spre noi, datorită jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, pentru omenirea întreagă și datorită faptului că am acceptat această credință și am primit-o în inima noastră ca un dar din partea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Amin? Frați și surori, textul din seara aceasta și subiectul din seara aceasta este un subiect foarte, foarte important pentru noi fiecare. Vedeți, fiecare om are nevoie de lucruri. Și sunt lucruri pe care unii oameni le au nevoie. Unii oameni, vedeți, avem afișate pe scrinurile bisericii și ne rugăm pentru cauze, ne rugăm pentru sănătatea unor frați surori de-ai noștri. Ne rugăm pentru ei pentru că ei au nevoie de sănătate. Nu toți au nevoie de sănătate, sunt unii dintre noi care suntem sănătoși. Sănătatea o avem, deci nu avem nevoie de ea. Nu toți au nevoie de bani, alții au bani, alții n-au. Deci alții îi întrebi, ce ai nevoie? Am nevoie de bani. Nu că ar fi destui, că niciodată nu-s destui. Ce vreau să spun este că sunt lucruri pe care unii oameni au nevoie de ele și alții ar putea fi și fără ele. Adică fără nevoile acestea, fără lipsurile acestea, pentru că de fapt le au. Dar este un lucru despre care vrem să vorbim în seara aceasta, este un lucru de care știu și sunt convins că fiecare om are nevoie, și anume de înțelepciunea lui Dumnezeu. De înțelepciunea lui Dumnezeu, eu cred că fiecare om care s-a născut pe pământul acesta are nevoie de ea. Că o cere sau nu o cere, asta este o altă problemă. Și de înțelepciunea lui Dumnezeu avem nevoie toți cei care suntem credincioși, frați și surori. Și aș vrea ca să intrăm în subiectul acesta, am să mă grăbesc ca să pot să mă încadrez în timp, pentru că este un subiect foarte important care are de-a face cu mântuirea noastră și cu calitatea vieții noastre pe pământul acesta. Aș vrea să începem lucrarea aceasta și aș vrea, dacă frații sunt atenți la stație, să pună unele versete pe screen-uri, dacă se poate, dacă nu, eu am să încerc să le citesc, ca lucrurile acestea să le înțelegem foarte bine și când vom pleca din seara aceasta, din locul acesta, să fim mai înțelepți sau cel puțin să dorim să fim mai înțelepți și dorim să fim mai înțelepți, să căutăm lucrurile care dăruiesc înțelepciunea și în felul acesta să fim mai înțelepți și să căpătăm o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să-mi dăruiască mie înțelepciune în această seară ca să pot să vestesc cuvântul lui Dumnezeu și nouă tuturor o inimă înțeleaptă și urechi deschise ca să putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am inspirat din versetul 10 din Psalmul 111. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Deci vom vorbi despre înțelepciune. Aș vrea să vedem ce este de fapt înțelepciunea. Și putem să înțelegem ce este înțelepciunea în a observa ce nu este înțelepciunea. Vreau să vă spun că este o foarte mare confuzie în mintea oamenilor și în lumea aceasta și chiar în biserici. Confundăm cunoștința cu înțelepciunea și aș vrea să vă spun că aceste două lucruri sunt două lucruri foarte, foarte diferite unul de altul. Nu întotdeauna un om care are cunoștință multă este și un om înțelept. Și am avut ocazia aceasta când eram elev în România să cunosc și să am un profesor de matematică foarte, foarte deștept. Era foarte bun la matematică. Era recunoscut și de alte licee, de alți profesori, ca fiind un om foarte bun în matematică. Și avea cunoștințe foarte mari, dar omul acesta de nenumărate ori era văzut de cetățeni, de colegii lui de servici și de elevi, de multe ori seara, prin șanțuri mor de beat. Omul acesta avea cunoștințe foarte mari, dar nu era înțelept. Poți să spui că e un înțelept, un om din acesta?
care se duce, își cheltuiește banii părinților lui, stă pe băncile facultăților, dobândește o cunoștință oarecare și apoi viața lui și-o trăiește prin șanțuri, chinuindu-se pe el și familia lui probabil. Deci este o diferență între a avea cunoștință și a avea înțelepciune, frați și surori. Ca să vă dau un exemplu foarte banal, ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, haideți să vedeți dacă doi oameni au două mașini și vor să se ducă la Detroit. Și n-am mai fost niciodată la Detroit, așa-i? Se duc și se opresc la o benzinărie și își cumpără o hartă să vadă cum ajung la Detroit. Iau harta aceea, se uită amândoi în parcare, cum se poate ajunge acolo, citesc instrucțiunile și spune ca să ajungi la Detroit, intri în expres, te duci pe expresul 94 și călătorești, nu ieși afară din el, la niciun exit, te ții de expresul acesta 200 și aproximativ 70 de mile și ajungi la Detroit. Da, unul va spune, eu am să mă duc după direcțiile acestea pe care le-am primit de la harta aceasta și altul va spune, auzi, eu mă duc până în trec de downtown și acolo intru pe 65, mă duc south și ne vedem în Detroit. Amândoi oamenii aceștia au aceeași cunoștință, au citit de pe aceeași hartă. Unul face decizia să se ducă după ce îi spune harta aceea și altul se duce de capul lui. Vedeți că sunt doi oameni care au aceeași cunoștință, dar unul este înțelept și altul este neînțelept. Ce este de fapt cunoștința? Este acumularea multor învățături. Deci acumularea și a înmagazina în mintea ta, în mintea omului, multe cunoștințe și multe învățături prin studiere, asta înseamnă să ai cunoștință. Dar ceea ce faci cu cunoștința pe care o ai și cum o folosești în beneficiul tău și a societății și a familiei, asta înseamnă a avea înțelepciune. Deci înțelepciunea este ceea ce faci cu cunoștința pe care o ai. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să fim oameni care cunoaște multe lucruri, nu e niciun rău, nu credeți că sunt împotriva a merge la școală, este foarte bine să te duci la școală, să ai cunoștințe foarte multe, numai ce facem cu cunoștința aceasta? Aici este important. Sunt foarte mulți oameni care termină facultăți, termină aceeași școală și unul are un serviciu foarte bun și altul, după ce termină școala, el nici nu-și găsește un loc de muncă, că nu este important cunoștința, ce faci cu cunoștința, după ce te duci la serviciu, la locul de muncă, ce faci? Diploma nu te ajută numai până când intri la serviciu, dar după aceea, dacă nu ai înțelepciune, cu cunoștința ta n-ai făcut prea mult. Este foarte important să vedem că înțelepciunea este de două feluri. Este o înțelepciune firească și este o înțelepciune de sus, o înțelepciune dumnezeiască. Și omului Dumnezeu, Iacov, face distinția aceasta între cele două feluri de înțelepciune. Este înțelepciunea firească și înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea dumnezeiască. Care este diferența între aceste două înțelepciuni, feluri de înțelepciune? Diferența este următoarea. Înțelepciunea firească are de a face numai cu activitatea omului pământească. Sunt oameni care, așa cum am spus, au multe cunoștințe, acumulează foarte multe informații și au și înțelepciunea aceasta, știu cu cunoștința ceea ce se face și sunt oameni foarte înțelepți, dar este o înțelepciune doar firească și pământească, pentru că toată activitatea lor și toată înțelepciunea lor este folosită doar pentru viața aceasta. Și dacă întrebi pe oamenii aceștia, pe mulți dintre ei crezi în Dumnezeu, îi spun că nu este Dumnezeu. De aceea omului Dumnezeu Iacov spune că această înțelepciune pământească poate să fie și o înțelepciune chiar drăcească, datorită faptului că nu există credința în Dumnezeu. Dar este celălalt fel de înțelepciune. Este înțelepciunea care vine de sus. Este înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu. Și aș vrea să observăm și să învățăm câteva lucruri. Eu am observat și am găsit niște lucruri despre înțelepciune foarte, foarte importante. Lucruri pe care am trecut cu vederea foarte ușor. Și am crezut că le știu, dar mi-am dat seama că mai am de învățat. Și avem toți de învățat. Mi-am dat seama, cu cât cunoști mai mult și citești din Cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că ești în nevoie de înțelepciune, ca să mă exprim mai frumos.
Și eu sunt unul din acela care am nevoie de înțelepciunea aceasta și poate că și dumneavoastră sunteți. Și dacă aveți nevoie și voi, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu această înțelepciune. Haideți să vedem, frați și surori, și să vorbim în această seară, sigur că nu vorbim despre înțelepciunea aceasta omenească, despre înțelepciunea aceasta pământească, care este, așa cum am spus, este foarte căutată. Unul din oamenii înțelepți din America este considerat fostul președinte al Americii, Bill Clinton, care este invitat la universitate să țină o cuvântare de aproximativ o oră și este plătit $250,000. Este un om care este considerat înțelept și datorită înțelepciunii acestei pământești, el are profituri. N-aș vrea să vorbesc despre înțelepciunea aceasta, ci aș vrea să vorbesc despre înțelepciunea care vine de sus. Și înțelepciunea aceasta, așa cum am spus, este atât de mare nevoie de noi, de ea în ființele noastre, în bisericile noastre și în lumea în care trăim noi. Cine are această înțelepciune, frați și surori? O întrebare la care am vrea să avem răspuns în seara aceasta. Cine are înțelepciunea care vine de sus? Este o singură persoană care are această înțelepciune. Aș vrea să deschideți la Romani, la capitolul 16, versetul 27. Romani, capitolul 16, versetul 27, ce spune omului Dumnezeu Pavel bisericii din Roma. A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să-i fie slavă prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Ar putea avea două însemnătăți expresia aceasta. Singurul care are înțelepciunea este Dumnezeu, adică Dumnezeu, El are înțelepciunea. El are înțelepciunea aceasta, El nu trebuie să o ceară de la nimeni. Nimeni nu trebuie să-i dea înțelepciune, pentru că Dumnezeu este înțelepciune. Dumnezeu este înțelepciune, știe toate lucrurile. Nu este un lucru pe care Dumnezeu să nu știe. Și de multe ori în viața noastră venim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne Dumnezeule, sunt în încurcătura aceasta. Doamne, Tu o cunoști? Doamne, poți să o rezolvi? Da, Dumnezeu știe ca să te scoată afară din încurcătura aceea. Pentru că Dumnezeu este atot înțelept. Pe Dumnezeu nu-L încurcă planurile niciunui om. Omul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că face planuri, dar cel care face să se împlinească este Dumnezeu. Amin. Pentru că planurile lui Dumnezeu sunt acelea care se împlinesc. Slăvit să fie Domnul, pentru că El este atot înțelept. De singurul care are înțelepciunea, frați și surori, și este valabil și în sensul celălalt, că Dumnezeu este singurul înțelept și Dumnezeu dăruiește înțelepciune celorlalți. Poate că sunteți gata să judecați cum Dumnezeu dăruiește înțelepciune lui Iisus. Iisus nu are înțelepciune, este parte din Trinitate. Putem să înțelegem că Dumnezeu, care este sursa tuturor lucrurilor, am putea să spunem lucrul acesta, pentru că odată vine un om la Domnul Iisus și îl spune: Bunule Învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune: de ce mă numești pe mine bun? Este unul singur care e bun, este Tatăl. Este unul singur care are înțelepciunea, este Dumnezeu. Acolo se găsește înțelepciunea. Și acesta este răspunsul. Unde se poate găsi înțelepciunea? Înțelepciunea se poate găsi la Dumnezeu. Înțelepciunea, în al doilea rând, a lui Dumnezeu este o înțelepciune mare. Isaia, capitolul 28, versetul 29, dacă se poate pune pe scrinul. Isaia, capitolul 28, versetul 29, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul Lui și mare este înțelepciunea Lui. Înțelepciunea lui Dumnezeu este mare, este destul de mare ca să ne dăruiască și nouă. Ai vrea să primești din ea în această seară? Slăvit să fie numele Domnului. Deci, cel care are înțelepciunea este Dumnezeu. Ce valoare are înțelepciunea? Se poate impune un preț pe această înțelepciune? Deschideți la Iov, capitolul 28, versetul 18. Iov, capitolul 28, versetul 18, cuvântul Domnului ne spune: mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea, adică pe lângă înțelepciune.
Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Iată valoarea înțelepciunii. Și la Proverbe, la capitolul 8, versetul 11. Proverbe, capitolul 8, versetul 11. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ce-ar câștiga unui om dacă și-ar pierde sufletul, dacă ar câștiga lumea întreagă și și-ar pierde sufletul. Deci valoarea sufletului unui om este mai mare decât bogăția întregii lumi. Versetul acesta ne spune că și înțelepciunea care vine de sus este și are o valoare mai mare decât aurul lumii întregi, decât mărgăritarele, decât cristalul, decât toate bogățiile în lumea acestea. De aceea viața noastră și timpul nostru ar trebui să-l folosim atât de mult în a dobândi înțelepciunea lui Dumnezeu în loc să dobândim lucrurile acestea pământești. Atunci când alergăm după lucrurile acestea prin înțelepciune, prin muncă, să câștigăm lucrurile acestea pământești, nu putem să ajungem niciodată a avea o asemenea avere ca și atunci când avem înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că ea este mai valoroasă decât aurul, decât argintul, decât bogățiile lumii acesteia. Unde trebuie pusă înțelepciunea? În caz că punem mâna pe ea. Și dacă este așa valoroasă înțelepciunea, oare unde trebuie pusă? Am văzut un reportaj cu câțiva ani în urmă și am văzut clădirea unde este pus tot aurul Americii. Este pus undeva într-un stat, am uitat unde, să nu credeți că nu vă spun ca să mergeți pe acolo. Și dacă mergeți nu puteți să intrați acolo, că un lucru pe care l-am văzut au o securitate extraordinară de mare. Și sunt foarte puțini oamenii care au acces la aurul acesta, la averea aceasta. Deci dacă este o valoare, este o avere foarte mare, averea aceasta trebuie pusă într-un loc de unde să nu poate lua oricine, nu? Păi dacă înțelepciunea este mai de valoare decât aurul și toată averea nu a Americii, a lumii întregi, averea asta trebuie pusă într-un loc unde nu poate lua nimeni, așa-i? Hai să vedem unde se poate pune. Proverbe, capitolul 8, versetul 12. Eu, înțelepciune, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Deci, vedeți unde e locul și unde trebuie pusă mintea? Știți de ce? Dacă am avea mintea în mână, așa cum ai o poșetă, știți ce s-ar întâmpla? Ar vine unul pe stradă și ți-ar lua-o. Am văzut aici, în Chicago, la buletinele de știri, cât de jos a ajuns societatea aceasta americană. Știți pe cine atacă acum băieții aceștia de 20 de ani? Pe femeile bătrâne care n-au nicio posibilitate să se apere. O se duce în spate, ia poșeta, dacă cumva și pune rezistență, o și lovește sau chiar o omoară pentru o geantă. Dumnezeu i-a găsit un loc înțelepciunii, nu în mână, să nu ți-o ia nimeni. Păi dacă este în mintea ta, frate și soră, nu ți-o poate lua nimeni de acolo. Ar putea veni cu toate mitralierele, cu toată armata americană, nu ți-o poate lua de acolo. Este foarte interesant și frații aminteau dimineață că unde trebuie pus cuvântul lui Dumnezeu? La început era cuvântul, aceasta este prima temă, a doua este începutul înțelepciunii. Unde trebuie pus cuvântul lui Dumnezeu? Când Dumnezeu a dat porunci lui Moise pentru Israel, ce i-a spus lui Moise să spună poporului? Auzi, legile acestea pe care ți le-am dat, scrie-le pe tăblița inimii tale. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie pus în inimă, nici de acolo nu poate lua nimeni. Biblia ți-o poate lua, dar cuvântul din inimă niciodată. Dacă e scris pe tăblița inimii, ăla este o mare avere. De aceea i-a găsit Dumnezeu un loc înțelepciunii, să-l pună în mintea omului. No, de acolo nu ți-o poate lua nimeni. Slăvit să fie Dumnezeu pentru locul pe care l-a găsit pentru înțelepciune. Să nu fie într-un alt loc decât în minte, acolo unde nu poate să-l ia nimeni. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum, vedem ce valoare mare, cine are înțelepciunea, ce valoare mare are înțelepciunea. Vedem unde se poate pune, dar dacă nu ai,
La ce folos toate lucrurile acestea? Hai să vedem cum se poate găsi înțelepciunea. Și deschideți, vă rog, iar la Iov, la capitolul 28, versetul 12. Și versetul 20. Sunt două întrebări pe care acest om care se găsește în această încercare, în această situație, la care nu găsește răspuns și nu înțelege de ce i s-au întâmplat toate lucrurile acestea. Și omul lui Dumnezeu, Iov, pune această întrebare de două ori, la Iov, capitolul 28, cu versetul 12. Dar înțelepciunea, unde se găsește ea? Citesc de la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iov se întreabă în felul următor. Dacă mă duc să caut argint, mă duc și îl găsesc într-o mină. Dacă mă duc să caut fier, mă duc și îl găsesc în munți. Dacă mă duc să caut pâine, o găsesc în pământ. Poate vezi, zice, cum în pământ? Păi pune sămânța acolo, Dumnezeu dă ploaie, crește grâul și faci pâine. Acum chiar așteptăm mană ca Israel în fiecare zi. Deci din pământ iese pâinea. Dacă vrei să cauți pâine, caută-o în pământ. Trebuie să faci ceva pentru ea. Deci toate lucrurile acestea se pot găsi, spune omului Dumnezeu. Se poate găsi, găsesc toate aceste lucruri. Dar unde se poate găsi înțelepciunea? Înțelepciunea o caut și nu o găsesc. Unde se poate ea găsi? Ați vrea să vedem unde putem găsi înțelepciunea? Doar cei care au nevoie de ea. Aș vrea să deschidem la Iacov, capitolul 1, versetul 5. Dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Deci înțelepciunea, aceasta valoare mare, mai mare decât averea lumii întregi, se poate găsi la Dumnezeu și o poți căpăta de la Dumnezeu care dă cu mână largă. Dar care este metoda? S-o ceri. Deci Dumnezeu care este în posesia înțelepciunii, dacă o ceri prin metoda a cere înțelepciunea, Dumnezeu garantează că o dă. Vă dau un exemplu din Sfintele Scripturii. Este, după moartea lui David, este încoronat un împărat tânăr. Numele lui este Solomon. Citiți în Cartea Regilor, 1 Regi, capitolul 3. Omul acesta încă nu era zidit templul, casa lui Dumnezeu, și ei se duceau și aduceau jertfe pe înălțimi. Omul acesta se duce la Gabaon și aduce jertfe Domnului. Spune cuvântul Domnului că a adus 1000 de jertfe pe înălțimile acelea Domnului. Și Domnul a privit spre omul acesta, spre noul împărat, și Dumnezeu îi se arată în vis și spune, auzi, cere-mi ce vei vrea și am să-ți dau. Și omul lui Dumnezeu, Solomon, începe să vorbească. Doamne, eu sunt un om tânăr și am poporul acesta mare cu probleme atât de mari. Ce aș putea să cer de la tine? Doamne, te rog, dă-mi pricepere și înțelepciune ca să pot să conduc poporul acesta, e poporul tău. Poporul acesta cu probleme atât de mari și care este un popor mare, cum aș putea eu, un tânăr neîncercat, să-l conduc cu înțelepciunea și cu mintea pe care am? Doamne, te rog, dă-mi o minte înțeleaptă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe că lui Dumnezeu i-a plăcut rugăciunea. Și Dumnezeu îi răspunde și îi spune în felul următor. Pentru că n-ai cerut nici viață lungă, n-ai cerut nici bogății și n-ai cerut nici moartea dușmanilor tăi, am să-ți dau o inimă înțeleaptă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în capitolul 4 că Dumnezeu i-a dăruit înțelepciunea lui Solomon așa cum a făgăduit. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Dumnezeu este Cel care dă înțelepciunea. Apoi înțelepciunea se poate primi de la Dumnezeu printr-o altă sursă. Și vreau să deschidem la Coloseni, la capitolul 2, versetul 1 până la 4. Și vreau să citesc aceste versete, că sunt foarte importante. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru că să îi se îmbărbăteze inima
să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Frați și surori, toate comorile înțelepciunii lui Dumnezeu sunt ascunse în Iisus Hristos. De aceea am spus că poate un om să aibă toată înțelepciunea lumii acestea, dacă nu are înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Dacă nu are înțelepciunea aceasta și dacă nu are credința în Iisus Hristos, unde sunt ascunse toate tainele înțelepciunii lui Dumnezeu, toate sunt în zadar. Deci, această înțelepciune a lui Dumnezeu se poate căpăta crezând în Domnul Iisus Hristos. Deci, prima se poate căpăta de la Dumnezeu, cerând, a doua se poate căpăta de la Dumnezeu prin Iisus Hristos, crezând în El, în Iisus Hristos, în jertfa Lui, în făgăduințele Lui, și Dumnezeu să ne dea credința aceasta, să o avem în inimile noastre ca să devenim oameni înțelepți. Apoi, în al treilea rând, se poate căpăta această înțelepciune de la Duhul Sfânt. De la Duhul Sfânt, frați și surori. Domnul Iisus le spune ucenicilor înainte de moartea sa: în lume veți avea necazuri și veți fi târâți la dregător să dați socoteală de credința voastră. Dar atunci când veți fi întrebați, să dați socoteală de nădejdea care este în voi. Să nu vă faceți probleme ce veți vorbi, că însuși Duhul Sfânt vă va să spuneți. În situația vine o întrebare la care nu ești pregătit să răspunzi, vine Duhul Sfânt și îți dăruie răspunsul care este favorabil. Slavă Lui! Frate, mă tristează! Fărțile noastre penticostale, numai lucrarea Duhului Sfânt! Numai Duhului Sfânt! Și din acest punct de vedere, pentru că Duhul Sfânt în lumea aceasta stricată ne învață ce să spunem, ca oamenii să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu și în inima lor să se nască credința în Dumnezeu. Aceea este un alt motiv pentru care avem nevoie de Duhul Sfânt. Deci avem nevoie și putem căpăta această înțelepciune fiind călăuziți în al treilea rând de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În al patrulea rând, vreau să deschideți la Timotei, 2 Timotei, capitolul 3 cu 6. 2 Timotei, capitolul 3, cu 16, iertați-mă. Se poate citi de la 6 până la 17, așa am vrut să citesc, dar timpul este înaintat. Și aș vrea doar să citesc cuvântul, versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Ce face cuvântul lui Dumnezeu? Ne dăruiește înțelepciune, slăviți să fie numele Domnului. Cei mai înțelepți oameni sunt oamenii care cunosc Scriptura. Dar numai care o cunosc și sunt oamenii care o cred. Și nu doar că o cred, o și trăiesc în viața lor, slăviți să fie numele Domnului. Frașilor, înțelepciunea care vine de sus, care vine de la Dumnezeu, se poate căpăta prin cunoașterea Sfintelor Scripturi și Dumnezeu să pună în inimile noastre această dragoste de cuvântul Lui. Apoi, în al cincilea rând, înțelepciunea aceasta se poate căpăta de la oamenii înțelepți. Înțelepciunea lui Dumnezeu se poate căpăta și de la oamenii înțelepți, care au o înțelepciune dumnezeiască. Deschideți la Proverbe, capitolul 10, versetul 13 și 14. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Deci unde se găsește înțelepciunea lui Dumnezeu? Pe buzele omului priceput. Tovărășiile rele nu sunt bune. Tovărășiile rele nu sunt bune. Tinerilor, tovărășiile rele nu sunt bune. Iertați-mă că de prea multe ori mă adresez vouă, pentru că inima mi-a însușiată și vă iubesc foarte mult. Aș vrea ca Dumnezeu să vă dăruiască un viitor și o nădejde, și aceasta o aveți având înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu vă întovărășiți cu copii,
răi, cu copii care înjură, cu copii care beau, cu copii care se duc și au droguri și alte, tot felul de astfel de lucruri. Împrieteniți-vă cu copii care iubesc rugăciunea, care iubesc casa lui Dumnezeu, care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Tovărășiile rele te vor duce într-o zi, într-o stare, și ca să nu prezint un alt exemplu, în starea fiului risipitor. Căutați tovărășiile oamenilor și a tinerilor aleși, și asta ne sună și nouă celor care suntem mari și majori. Să ne întovărășim cu oameni care iubesc pe Dumnezeu, care iubesc Biserica Domnului, care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, înțelepciunea aceasta care se află la oamenii acestea, se transformă în viețile noastre. Zice Cuvântul lui Dumnezeu, umblă cu un înțelept ca să te faci mai înțelept. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Deci acestea sunt metodele prin care putem căpăta înțelepciunea lui Dumnezeu. O putem căpăta cerând-o de la Dumnezeu, o putem căpăta crezând în Domnul Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii lui Dumnezeu. Se poate căpăta prin Duhul Sfânt, prin călăuzirea Duhului Sfânt, se poate căpăta prin cercetarea, cunoașterea și a crede în Cuvântul lui Dumnezeu și apoi prin a umbla în tovărășiile oamenilor înțelepți și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai sunt încă câteva gânduri, dacă mai îmi permiteți, până la jumătate. Și cum am spus, este un subiect foarte important, înțelepciunea aceasta. Nu este doar un cuvânt, este o situație între viață și moarte. Ai înțelepciunea, ai mântuirea, n-ai înțelepciunea, s-ar putea să-ți pierzi sufletul. Să vedem care sunt beneficiile înțelepciunii. Proverbe 22 cu versetul 1. Înțelepciunea este un izvor de viață. Psalmul 111 cu 10, cuvântul pe care l-am citit în această seară. Cei care, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și cei care o au, au o minte sănătoasă. Deci un izvor de viață este înțelepciunea. Are, înțelepciunea aceasta îți dăruiește o minte sănătoasă dacă o ai. În al treilea rând, înțelepciunea aceasta aduce mântuire, Proverbe 28 cu 27, Proverbe 19 cu 8. Cine o capătă își iubește sufletul, cel care capătă înțelepciunea lui Dumnezeu, care umblă după ea și o primește, omul acela își iubește sufletul. Apoi, în al patrulea rând, un alt avantaj pe care, beneficiu pe care îl avem, prin înțelepciune se înalță o casă, Proverbe 24 cu 3, prin înțelepciune se înalță o casă, Proverbe 11 cu 29, cine își tulbură casa, va moșteni vânt. Ori ai înțelepciunea lui Dumnezeu ca să-ți poți ridica casa, ori ești un om neînțelept, îți tulburi casa și apoi aștept să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Niciodată un om care își tulbură casa va moșteni vânt. Prinde vântul să vezi dacă îl poți. Tot așa este și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Înțelepciunea, Proverbe 14 cu 16, înțelepciunea te face să te ferești de rău. Proverbe 19 cu 11, înțelepciunea îl face pe om răbdător. Înțelepciunea îți dă adevărata fericire, Proverbe 3 cu 13, cei care umblă și caută fericirea în lucrurile acestea pământești. Adevărata fericire se găsește atunci când ai înțelepciunea lui Dumnezeu. Atâția oameni umblă după fericire și cred că dacă sunt cei mai faimoși oameni din Hollywood, câți nu s-au sinucis în anul acesta, actori care au avut bani, au arătat bine din punct de vedere trupesc, au avut prieteni faimoși și apoi s-au sinucis. De ce? Pentru că adevărată fericire se găsește atunci când ai înțelepciunea lui Dumnezeu. Lumea aceasta nu poate să ți-o dăruiască. Și Proverbe 11 cu 30, un alt beneficiu pentru noi și pentru cei care intră în contact cu noi, înțelepciunea te face să câștigi suflete. Acestea sunt avantajele pe care un om credincios le are atunci când are înțelepciunea lui Dumnezeu. Când știi că ai primit înțelepciunea? O altă întrebare. Când știi că ai primit înțelepciunea? Răspunsul este foarte simplu.
versetul din această seară, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Când ți este frică de Domnul, să știi că ești pe calea cea bună. Începi să ai înțelepciune. Dar ce este frica de Domnul? Este răspuns în Sfintele Scripturi și ce este frica de Domnul, știți? Proverbe 8:13. Frica de Domnul este urârea răului. Și ne spune cuvântul și mai departe, ce urăște Dumnezeu. Și atunci, ce urâm? Păi ce urăște Dumnezeu? Ce urăște Dumnezeu, aceea să urâm și noi, adică răul și păcatul. Mândria, trufia și lucrurile acestea, trebuie să le urâm și noi trebuie să le spunem bun venit. Deci urârea răului, frica de Domnul prin urârea răului și apoi păzirea poruncilor lui. Eclesiastul, capitolul 12, 11, 12 și 13. Iată care este sfârșitul tuturor lucrurilor. Am văzut începutul, e frica de Domnul. Sfârșitul tuturor este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Un lucru foarte important și închei. Ce trebuie să nu faci când ai înțelepciune? Ce trebuie să nu faci când ai înțelepciune? Ai înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar un lucru care 100% nu trebuie să-l faci, pentru că dacă îl faci, ai probleme foarte mari. Spune cuvântul Dumnezeu la Proverbe 3:5-7, să nu te arăți singur înțelept. Dar și de ce? Eclesiastru, capitolul 7:16. Nu te arăta singur înțelept ca să nu te pierzi singur. Sunt oameni care au avut înțelepciune, dar și-au pierdut-o pentru o țigară, pentru un păcat, pentru o stare nepotrivită. Înțelepciune, cunoștință și așa mai departe, dar pentru că se consideră singuri înțelepți, se pierd singuri. Uitați-vă la viața lui Solomon. Solomon câtă vreme a stat în ascultare de Dumnezeu și a apreciat înțelepciunea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, a fost un om binecuvântat. Când omul acesta a început să nu mai facă după cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă în ce stare dezastruoasă a ajuns. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca să nu se laude nimeni cu înțelepciunea lui, Ieremia 9:23-24, ci cu Dumnezeu să ne lăudăm, cu Cel care dăruiește înțelepciunea. Deci oamenii înțelepți, cu adevărat înțelepți, care au înțelepciunea, sunt oamenii care se laudă cu Dumnezeu, care este sursa înțelepciunii. Dumnezeu să ne ajute ca să ne lăudăm cu Domnul. Amin. Să nu ne lăudăm cu noi înșine. Când îl vezi pe unul că se laudă și spune, bă, ce bine am predicat seara asta sau duminica aialaltă, să știi că ăla e un om care e pe o pantă foarte greșită. Noi ne lăudăm numai cu Domnul, care dă toate lucrurile, slăvit să fie numele Domnului. Și Proverbe 9:10-12, dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciune. Frați și surori, înțelepciunea aceasta firească, pământească, o caută oamenii din afară, dar înțelepciunea lui Dumnezeu este o înțelepciune care trebuie să o dobândim și trebuie să alergăm după ea. Știți de ce, frați și surori? Pentru că ea se ocupă nu numai de viața aceasta pământească, ci înțelepciunea aceasta are de-a face și cu viața de dincolo. La ce folos să dobândești toată lumea aceasta? Oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă la Moise, oamenii din Vechiul Testament au renunțat la înțelepciunea Egiptului. Omul lui Dumnezeu, Pavel, este ales să ducă cuvântul lui Dumnezeu și spune, eu n-am venit la voi cu o înțelepciune lumească pe care am căpătat-o și dacă e vorba să mă laud cu ea, aș putea să vă spun că am învățat la picioarele lui Gamaliel, dar eu nu vin cu o înțelepciune din aceasta. Și eu am o înțelepciune pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu și eu sunt în căutarea, eu caut să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oameni înțelepți, să căutăm înțelepciunea, să știm unde să o punem în mintea noastră, să căutăm înțelepciunea la sursele, de la sursele care, unde putem să o găsim, să fim beneficiari ai înțelepciunii care vine de sus și în felul acesta să fim oameni care avem o viață cumpătată, binecuvântată pe pământul acesta. Dar viața aceasta noi știm că nu se sfârșește la un mormânt, la o groapă.
Având înțelepciunea lui Dumnezeu, noi putem să ne apropiem de moarte și să trecem dincolo în împărăția lui Dumnezeu, pentru că avem o înțelepciune de sus care se bazează pe Dumnezeu, pe făgăduințele lui, promisiunile lui și ce a promis Domnul va și împlini. Și El a spus că într-o zi va reveni din nou și își va lua mireasa lui. N-ai vrea să ajungi acolo? De aceea venim în casa lui Dumnezeu, de aceea am renunțat la lume și mergem înainte după Dumnezeu, pentru că avem înțelepciunea aceasta și aș dori ca Dumnezeu să ne-o dăruiască. Și, frați și surori, dacă noi o vom căuta-o, vom fi o biserică mai înțeleaptă și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să dobândim această înțelepciune, că Dumnezeu este gata să o dea cu mâna largă. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și am dorit să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. După această cântare, surorile Mudreac vor lăuda pe Domnul cu o altă cântare, apoi corul bisericii și ne vom apropia de încheierea acestei zile. Sing in the tallest trees to
to the human life of you and me. From the desert sands to the place we stand, He is God, He is everything. The moon reflect the sun on that starry night. He changed my life. Thank you.
lupta mereu cu omul, pe cei suferiți i-a vindecat, la el când au strigat. Și atunci am zis, Iisuse, și că Duhul meu distruse, cu braț puternic m-a atins, credința mea a învins. Victorie, măreață, prin Domnul am viață, o oaie pierdută eram, dar m-a găsit. Umblam pe căi deșarte, el m-a plătit cu o moarte. Osteana, sunt fericit, Hristos m-a curățit. Victorie, măreață, prin Domnul am viață, o oaie pierdută eram, dar m-a găsit. Umblam pe căi deșarte, el m-a plătit cu o moarte. Osteana, sunt fericit, Hristos m-a curățit. Și-am mai aflat o veste de-un locaș mai sus de crește, unde moarte nu-i nici frânt, nici schimb, ci bucurii din plin. A mielului ispravă cântă îngestor din slavă, cu ei aștept și eu să cânt al biruinței cânt. Victorie, măreață, prin Domnul am viață, o oaie pierdută eram, dar m-a găsit. Umblam pe căi deșarte, el m-a plătit cu o moarte. Osteana, sunt fericit, Hristos m-a curățit. Victorie, măreață, prin Domnul am viață, o oaie pierdută eram, dar m-a găsit. Umblam pe căi deșarte, el m-a plătit cu o moarte. Osteana, sunt fericit, Hristos m-a curățit. Amin. Iubiți frați și surori, cred că Dumnezeu ne-a vorbit în această seară, dacă am luat aminte. Și acum, stând pe bancă, mă întrebam, oare câți vor cere înțelepciune? Pentru că asta înseamnă că admiți că nu ai. Iacov spune celui ce lipsește înțelepciunea, să o ceară. Am învățat sursele de unde o putem primi, am învățat unde stă înțelepciunea, are locuință, mintea, am văzut care e frica de Domnul, urârea răului, asta este începutul înțelepciunii. Și este un lucru foarte important să știm aceasta. Un singur lucru aș vrea să menționez cu privire la aceasta. Dumnezeu nu face risipă. În Iacov spune acolo să ceară înțelepciune, dar să ceară cu credință și să nu se îndoiască deloc. Că un astfel de om care se îndoiește este cavalul mării și spune Biblia să nu se aștepte să primească ceva, că nu va primi. Am învățat începutul înțelepciunii și partea bună este că
Putem să avem înțelepciune. Partea rea e că sunt trei feluri de înțelepciune negativă. Dacă veți citi din Iacov, și fratele Iacov deja amintea din Iacov 3, versetul 15, este firească, pământească și drăcească. Înțelepciunea firească este înțelepciunea cu care se naște omul și sunt oameni care se nasc cu abilitatea aceasta, cu înțelepciune și cu abilitatea de a pune în practică ceea ce cunosc. Înțelepciunea care este pământească este înțelepciunea din care lipsește frica de Dumnezeu. Și înțelepciunea drăcească este înțelepciunea prin care cerul inspiră pe cineva să facă lucruri rele, cu precădere. Și apoi găsim înțelepciunea care vine de sus, care în Proverbe, în capitolul 9, vedem că are 7 stâlpi. Totuși, chiar dacă este una trei de celelalte și una care vine de sus, asta este tare pentru că este așezată pe 7 stâlpi. Și am dorit să ne verificăm dacă avem această înțelepciune. Dar vreau să vă spun ceva. Nu știu dacă ați fost atent la cuvântul care s-a citit în această seară și spune așa versetul, cine o păzește pe această înțelepciune are o minte sănătoasă. Dacă ați fost ca și mine în România și țineți minte pe caietele, pe maculatoarele din România, clasele 1-4 când eram eu, asta înseamnă din 80 și ceva până în 92, erau pe caiete un om care alerga și scrie acolo minte sănătoasă în corp sănătos. Uitați ce spune, ei, comuniștii, spuneau că dacă faci exercițiu, ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Noi vedem definiția unei minți sănătoase și vom vedea și corpul, dar și mintea. Uitați ce spune, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Deci, înțelepciunea începe cu frica de Domnul, dar vreau să vă spun ceva. A mers odată un om într-un sat, s-a întâlnit cu un bătrân, un om pregătit cu școală, așa cum spunea Iacov și voi explica imediat, că nu ceea ce cunoști, nu cunoștința, aia nu înseamnă înțelepciune. Foarte multă lume face confuzie între aceasta și este adevărat. Și în lumea laică și în biserică. Nu ceea ce cunoști înseamnă înțelepciune, aia înseamnă cunoștință. Mai sunt două trepte până la înțelepciune sau a treia treaptă în înțelepciunea. Și merge acest om prin sat și foarte bățos și mândru, era un om bine pregătit, îl vede pe un bătrân stând acolo, ciobea cu un cuțit într-un băț, într-o botă. Și îl întreabă, ascultă domnule, vreau să spun o întrebare. Uite, eu vin de acolo, din comuna Cutare și sunt un om pregătit. Aș vrea să vă întreb, la voi în satul ăsta, eu sunt din comuna vecină, la voi în sat s-a născut vreun om mare? S-a uitat bătrânul la el și a spus, nu, la noi numai copii mici se nasc. Înțelepciunea începe. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dar această înțelepciune trebuie exersată, fraților. Dar e bine că e mintea noastră. Dar vreau să vă spun, cei care ați fost joi seară, am vorbit despre exersarea minții. Cum se ține un trup sănătos? În primul rând, alimentat și în al doilea, exersat. Orice mușchi se poate dezvolta dacă este exersat. Dacă este uzat. Și orice mădular se atrofiază dacă nu este folosit. La fel și înțelepciunea. Dumnezeu nu pune minte bună în burduf de pune numele, cine vrei. Brânză bună. Găsim, dați cu mine în Proverbe, să vedeți că înțelepciunea are o școală. Frica de Domnul este școala în care se înaintează în grad cu 33, 15, Proverbe 15 cu 33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Iată că înțelepciunea se dobândește treptat. Cu cât mai mult îți pui minte la contribuție, Evrei 6, și citiți acasă Evrei capitolul 6, mintea este dezvoltată și înțelepciunea crește în mintea omului prin faptul că tu întrebuințare deosebești, înveți să deosebești binele de rău și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Acum, ce e înțelepciunea? Definiția filozofică a înțelepciunii spune că este abilitatea de a pune în practică cunoștințele și experiențele acumulate. În primul rând să cunoști. Și am să vă dau un exemplu biblic de un om
care, deci primul rând cunoștință, este una să cunoști, să vorbești sau să cunoști Biblia, nu-i destul. În al doilea rând este să înțelegi ceea ce cunoști. Vă aduceți aminte de famenul etiopian? El citea, știa pe cine citea și îl întreabă Filip, înțelegi tu ce citești? Nu, el avea informația, dar nu putea să o înțeleagă, asta înseamnă pricepere. Priceperea. Și a treia treaptă este înțelepciunea. Și anume, ceea ce cunoști să înțelegi și ceea ce înțelegi să cunoști este cuvântul lui Dumnezeu. Este una să-l cunoști, să-l predici frumos sau mai puțin frumos. Este alta să-l înțelegi și alta să-l pui în practică. De aceea omul înțelept este acel care trăiește cuvântul Dumnezeu, nu cel care vorbește sau... Înțelepciunea este abilitatea de a pune în practică. Și sunt oameni care se nasc. Vorbeam cu un prieten care este aici în biserică și spunea, arată-mă o poză și îți fac orice vrei. Dacă mereți în poză, eu spun. M-am uitat la el și a zis, nici eu. Nu am această abilitate, nu am înțelepciune în construcție cu mare altul, am în altceva. Sau sper că. Deci înțelepciunea, fraților, trebuie crescută, trebuie exersată. Dumnezeu nu face risipă de înțelepciune. Noi primim, frica de Domnul este școala în care noi am intrat și în care Dumnezeu ne crește din treaptă în treaptă și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Înțelepciunea este abilitatea de a împlini ceea ce înțelegem. Să cunoști, să înțelegi ce cunoști și să trăiești ceea ce înțelegi. Acum vă întreb și aș vrea, spuneam că spune în Proverbe, în capitolul 9, versetul 1, înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi și a înjunghiat vite și așa mai departe. În altă parte, când ne spune despre înțelepciune, în capitolul 1 spune că strigă pe ulițe și spune proștilor, nu mai iubiți prostia, până când veți iubi prostia proștilor? Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu, citiți. În 9 spune că are 7 stâlpi și aș vrea să vi citesc acești 7 stâlpi și să ne verificăm fiecare, dacă avem înțelepciunea care vine de sus. Din nou, există înțelepciune firească. Fiecare om se naște de la mama lui, înzestrat de Dumnezeu cu daruri și are o anume abilitate de a pune în practică ceea ce cunoaște. Dacă studiază mai mult și pune în practică mai mult și așa mai departe. Apoi este înțelepciunea pământească, din care este scoasă, din înțelepciunea firească este scoasă frica de Domnul. Adică acei oameni folosesc aceasta doar pentru viața de aici. Și nu li mai frică de Dumnezeu și aceasta este o înțelepciune și ajută pentru omenire, dar este o înțelepciune pământească și apoi este aceea drăcească. Dar în 17 din Iacov 3 ne spune Biblia de cei 7 stâlpi a înțelepciunii care vine de sus. Și aici haideți să ne verificăm dacă avem această înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus este întâi, curată, fără niciun interes meschin, fără niciun lucru. El nu citește în Biblie pentru ca să se dezvinovățească, că și ăla a făcut sau așa. Este curată. În a doua rând, pașnică. Doi, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare. Cinci, nepățarnic, aceștia sunt cei 7 stâlpi a înțelepciunii care vine de sus. Îi mai repet o dată. Curată, în primul rând. Vedeți că aici e importantă ordinea. Pentru că spune mai întâi, vine de sus, este întâi curată, apoi pașnică. Că poate să fie pașnică, dar nu curată. Că sunt oameni care au răbdare și te așteaptă 10 ani până te prinde. Aia nu-i curată. Sunt oameni răbdători. Îmi cade el, două ore. Întâi curată, pașnică, blândă. Ușor de înduplecat. Fraților, ca români, aici mulți dăm faliment. Nu mai zic de cei care sunt din zona mea.
Știți că istoria spune că erau dârji. Asta înseamnă încăpățânați, cu alte cuvinte. Ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Aceasta este calitățile înțelepciunii care vine de sus. Această înțelepciune are ca locuință mintea noastră. Această minte trebuie întrebuințată în lucrurile Domnului în fiecare zi pentru a antrena. Aș vrea să vă citesc totuși aceste versete din Evrei, eu cred că sunt foarte importante. Să vedeți de ce unii rămân doar piperniciți, doar pentru că nu exersează mintea în lucrul Domnului și de aia rămân tot la statutul de copil mic, de baby, pentru că le greu, așteaptă să li se dea duminica și... Nu-i destul, dacă mănânci odată în săptămână, vă dați seama cam cum ai arăta? În adevăr, 5:12, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cel din tâi adevărurile ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se rănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru acei a căror, și dați-mi voie să pun minte, că e tot una cu judecată, s-a deprins prin exercițiu, prin folosire, prin punere la contribuție, să deosebească binele de rău. Amin. Cum poți să-ți exersezi darul care Dumnezeu ți l-a dat, înțelepciunea? Gândindu-te zi și noapte cu la Dumnezeu și la poruncile lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne! Nu uitați, este un proces și un trend ascendent. Nu este, ți-o dat Domnul, și încheie cu exemplul lui Solomon, e adevărat. Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune și n-a fost un om mai înțelept ca el. Dar el descrie cum a primit înțelepciunea. Știți cum a primit înțelepciunea Solomon? Nu i-a turnat Dumnezeu cu polonicul în cap. I'm sorry. Căutați și citiți în cuvântul Domnului și spune, mi-am pus mintea să înțeleg și am cercetat, am făcut cercetări, să pricep toate lucrurile. Așa a ajuns Solomon înțelept. Noi am vrea Dumnezeu deodată să ne facă nu știu ce savant. Nu, nu, nu. Solomon spune definiția. Ia, Dumnezeu a dat lui Israel țara Canaan. Știți cum i-a dat-o? N-a spus, ok, eu mor, pe toți intrați și faceți pare că ați intrat. Nu, ce ai cucerit tu? Ia tău, une calcă talpa piciorului. Așa și la înțelepciune. Dumnezeu o dă și o dă cu mână largă. Problema e că mulți dintre noi o vrem așa cum o vrem noi, să stăm și să cadă de sus în cap la noi. Nu este, fraților. Frica de Domnul este școala în care Dumnezeu ne educă. Exercițiul nostru în fiecare zi, de dimineață până seara, când vei sta și vei cugeta la legea Domnului și te vei ghida legea Domnului, vei face ceea ce Dumnezeu îți cere, atunci vei fi un om înțelept. Așa cum spunea Iacov, concluzionez și eu, nu contează cât de mult ai asimila, nu contează cât de mult ai înțelege. Dacă nu înțelegi binele veșnic a tău și a oamenilor care te înconjoară, n-ai înțeles nimic. Dacă nu înțelegi că noi nu suntem doar pentru lumea de aici și suntem creați pentru o lume de dincolo veșnică, nu ai înțeles nimic. Dar dacă pentru lumea de aici ești înțelept, ai pierdut bătălia. Dar doar dacă pentru lumea de aici vrei înțelepciune și te pregătești în școală și te pregătești oriunde la seminare, este spre pierzarea ta, spune Pavel. Dacă doar pentru lumea de aici noi ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre pământeni. Însă noi credem că suntem dintr-o altă lume. Amin? Amin? Dumnezeu să ne ajute, ieșind din locul acesta și începând de mâine dimineață sau chiar din seara aceasta, să ne aprofundăm mai mult, să ne apropiem mai mult de Domnul. Și astfel vom fi oameni înțelepți. Amin. Amin. Vă rog să ne ridicăm înaintea Domnului în picioare și rog pe fratele Aurel Bălici să vină la microfonul amvonului și să mulțumească Domnului pentru această zi, cerându-i Domnului sprijinul și ajutorul peste noi mai departe. Amen. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfârșim această zi în casa ta și îți mulțumim că ai fost cu noi.
Doamne, nu lăsa păsările răpitoare să ne furie sămânța aceasta și fă cuvântul Tău să rodească, Doamne. Fă plecând de aici să fim plini de Tine, Doamne, și astfel Duhul Tău să ne aducă aminte de cuvântul pus astăzi în inimile noastre. Păzește-ne în drum spre casă, dă-ne o săptămână bună, Doamne, și în mâna Ta cea bună ne încredințăm soarta vieții noastre. Rămâi Dumnezeul nostru și prin Duhul Tău călăuza noastră, de acum și până în veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru harul de a fi din nou în casa Domnului și vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru că ați fost cu noi. Aș vrea să fac anunțurile și apoi ne vom despărți. Mâine seară va fi cu ajutor Domnului rugăciune de la ora 7, marți seară fanfara, repetiție, miercuri seară corul se întâlnește pentru repetiție, joia viitoare vom avea cina Domnului și vom continua studiul biblic privitor la memorarea cuvântului sau importanța memorării cuvântului lui Dumnezeu. Deci joi seară cina Domnului. Vă invităm să fim prezenți la casa Domnului pentru a sărbători împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, stând la masa care El ne-a pregătit-o. Vineri seară, tinerii se întâlnesc pentru părtășie, iar duminica viitoare avem program normal în casa Domnului de la 9, respectiv orele 6. Aș vrea să vă reamintesc, săptămâna aceasta ne rugăm pentru Toader și pentru Roxana Nițu. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați susține acești doi tineri, această familie, îi vom aduce în mâna Domnului. Și pentru că suntem noi ai casei și cred că noi mai pe internet, ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască copiii. Este dorința lor și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Toate